Hello guys, RocketMind here, and today I'll show you my new apartment. Let's start! Să nu vă așteptați la ceva prea mult, e un apartament frumos, un stil cam vechi. Începem cu începutul. Aici este holul. Ușa. Se intră și drept în față este un cuier. Lângă cuier este o oglindă. Și în fața oglinzii este altă oglindă. Tot aici este și frigiderul. Model mai vechi. Continuăm. Urmează bucătăria. Cum ieși din hol, intri în bucătărie. Bucătăria arată chiar foarte bine. Îmi place. Aici e vederea direct de la ușă și e aragazul, care trebuie să menționez că este aragaz metalica, se vede întors acum, dar este aragaz metalica. Mai este chiuveta, mașina de spălat și pe partea cealaltă este un dulap, mai multe sertare și masa, care avem două scaune. Destul de bine. Așa, pe jos este un linoleu care arată foarte bine. Prima dată am crezut că este că e gresie. Continuăm. Este un hol aici, un hol micuț, care are două patruși. Din hol se intră în toate camerele. Bucătărie, camera mea, camera lui Carmen și baia. Continuăm cu baia. Așa, baia iar și arată bine. Vederea de la ușă. În partea asta este oglinda, chiuveta, WC-ul. Și în partea cealaltă este un calorifer și cada, care arată și asta bine. Continuăm. Ce vreți să vedeți prima dată? Camera mea sau camera lui Carmen? Hai să lăsăm cei mai buni pentru final. Deci, camera lui Carmen. Camera lui Carmen arată destul de binișor. Cu un pat. Partea cealaltă, două fotolii și o măsuță. Și vis-a-vis de pat un șifonier mai vechi și mai o chestie de să pune la pat. Și acum ce e mai bun? Camera mea. Camera mea nu arată chiar așa bine. Este niște mobilă vechi pe aici, pahare. Jos îmi pun eu hainele. Iar încă un șifonier, tot vechi, și în ăsta îmi pun haine. Avem un fotoliu, patul meu, masa pe care stă laptopul și pe care scriem. Mai este o oglindă și încă o măsuță sau ceva de genul, în care pun chestii și aici am țin cursurile. Cam asta e tot. Sper că v-a plăcut apartamentul meu. Bye bye!